Astăzi avem o seară specială în care tinerii slujesc în mod deosebit, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat și cu alți frați în mijlocul nostru și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească astăzi, să ne atingă inimile și cred că pentru fiecare dintre noi a pregătit un cuvânt, un mesaj special pentru fiecare în parte. Și aș vrea să dau citire de la un psalm și aș vrea să citim psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Ca motivație și ca un gând pentru această seară în care să înțelegem că Dumnezeu este de partea noastră și că vrea să ne binecuvinteze. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mi-întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Așa să intrăm într-o rugăciune comună și să mulțumim că am ajuns în casa lui Dumnezeu. Amin. Yeah.
Amin. Căutăm adesea pe pământ iubirea și tângim să ne iubească cineva. O, dar nimeni nu-i ca tine, Iisuse, dragostea ta m-a cupreșit. Omul poate să-ți dea iubire, tot așa ți-o poate lua înapoi, dar tu niciodată nu ai trădat. Simt iubirea ta scumpă, Iisus. Aștept o nouă zi, știu că mi-ai promis, cum cămin în cer, mă va pregăti fiecare ceas. Mă gândesc la el și-mi saltă blând inima în piept. Căutăm adesea pe pământ iubirea și tângim să ne iubească cineva. O, dar nimeni nu-i ca tine, Iisuse, dragostea ta m-a cupleșit. Dorul tău etern mă cuprinde, am încredere în tot ce-mi spui. Omul poate să-ți dea iubire, tot așa ți-o poate lua înapoi, dar tu niciodată nu ai trădat. Simt iubirea ta scumpă, Iisus. Amin. Sunt
ce am al tău. Îți mulțumesc că ești cu mine și mă însoțești mereu. Pentru aer, pentru apă, pentru tot ce eu primesc, pentru haine, pentru pâine, Doamne, ție-ți mulțumesc. Pentru sănătate, Doamne, pentru viața ce mi-ai dat, vreau să te slujesc, Iisus neîncetat. Pentru aer, pentru apă, pentru tot ce eu primesc, pentru haine, pentru pâine, Doamne, ție-ți mulțumesc. Pentru sănătate, Doamne, pentru viața ce mi-ai dat, vreau să te slujesc, Iisus Vă rog să ne ridicăm cu toți în picioare. Și să ascultăm citirea din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 2, pagina 988. Și vom citi versetul 25. Luca, capitolul 2, versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Amin. Vă rog să reocupați locul. Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat să fim împreună în seara aceasta, să ajungem cu bine. Suntem de câteva zile
în zonă la câteva seri de rugăciune, vocea s-a mai complicat un pic, dar ce bine este că avem și microfoane și ne putem auzi mai bine. Mă bucur să ne vedem. Am fost o surpriză că l-am întâlnit pe fratele Stelu, cu dânsul ne-am întâlnit prin județul Buzău de câteva ori în lucrare acolo cu misiunea. Dar peste toate mulțumim Domnului că ne întâlnim cu frații și surorile noastre cu care într-o zi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am întrebat pe fratele care conduce ce seară este de tineri sau de copii. Și am zis că de tineri și copii și părinți și bunici, e bine să fie toți împreună și Domnul să fie centrul atenției noastre și între noi. Slăviți să fie numele Domnului! Despre omul acesta, Simeon, citim lucruri deosebite, frumoase, interesante, dar un om cu niște calități extraordinare pe care aș dori să le avem și noi, să încercăm să le primim, să ne luptăm, să le câștigăm, ca să avem în final o reușită binecuvântată, lucru despre care este scris în ultima parte a versetului 25, că peste el a venit cu plăcere Duhul Sfânt. Noi am avut o părtășie frumoasă în seriile acestea la rugăciune, în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a pecetluit suflete, a cercetat vieți, a umplut vasele inimilor multora și ne-am bucurat în harul lui Dumnezeu. Nouă tare ne place și ne dorim și lucru bun și frumos să fie Duhul Sfânt peste noi, să ne călăuzească, să ne vorbească, să ne descopere, să ne arate voia lui Dumnezeu, să ne lumineze cuvântul sfânt al Evangheliei, să-l pricepem, să ne dea daruri, să ne însoțească, să ne împuternicească, că Duhul Sfânt are și rolul de mângăietor, de descoperitor, de călăuzitor, de cel care a venit peste Iisus și Iisus, plin de puterea Duhului Sfânt, a început să facă lucrarea pentru care a venit. Dar uitați-vă la Simeon acesta al nostru, că peste el a venit Duhul Sfânt mai pe urmă, după ce el avea o apropiere de Dumnezeu într-un mod deosebit. Când ne gândim la această lucrare a Duhului Sfânt, nevoie care o au și copilașii și tinerii și cei mai în vârstă și slujitorii, când ne gândim la această lucrare a Duhului Sfânt, noi trebuie să vedem clar din Scriptură despre ce vorbește Scriptura privitor la lucrurile acestea și ce se dovedește în practică. Dacă este vorba să vorbim despre doctrina biblică a mântuirii și a Duhului Sfânt, trebuie să vedem ce ne vorbește Biblia despre acestea. Unii oameni se luptă să caute referințe biblice, să-și susțină părerile lor sau obiceiurile lor sau practicile care le-au acumulat în timpul vieții și se luptă să găsească în Biblie ceva să le susțină. Pe când colo, noi înțelegem altceva, că noi căutăm să vedem ce e scris în Biblie și aceea susținem. Pentru că e scris, noi credem, propovăduim și așteptăm să se împlinească așa cum este scris. Amin. Doamne, ajută-ne! Amin. Când este vorba despre mântuire, Scriptura îl numește pe Domnul Iisus Mântuitorul Lumii. El este jertfa supremă pentru mântuire. După cum este scris, cine va crede și se va boteza va fi mântuit.
Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și răspunsul, vorbesc așa, un pic comprimat pentru timp, în bisericile penticostale e ușor să predici. Fraților, știți ce scrie în psalm? Știți ce scrie ce-o zis Petru, ce-o zis Ioan? Dacă merg prin Buzău și în alte zone, trebuie să le spui o singură poveste, să priceapă ceva. Când este vorba de mântuire, noi suntem legați strict de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Iar când este vorba de Duhul Sfânt, noi trebuie să vedem lucrarea Duhului Sfânt de la început până la sfârșit și în felul acesta pricepem lucrările lui Dumnezeu. Știți când începe Duhul Sfânt să lucreze în viața unui credincios? Exact din momentul în care îi face chemarea. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. După ce ai acceptat chemarea, Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, continuă să lucreze la nașterea din nou. Apoi are loc pocăința, are loc sfințirea, apoi are loc botezul în apă, apoi are loc botezul cu Duhul Sfânt, apoi au loc roadele Duhului și apoi darurile Duhului. Și undeva, la un moment dat în lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt vine și te pecetluiește, te botează, rodește și dă daruri. Slăviți să fie Domnul! Peste Simeon era, a venit Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea, cobora peste proroc, peste slujitori, își rosteau cuvântul din partea Domnului și apoi se ridica Duhul Sfânt și de peste ei și rămâneau ca înainte. În schimb, de la Rusalii, Domnul Iisus a spus, este de trebuință să mă duc, că dacă nu mă duc, nu vine mângăitorul Duhul adevărului, El va fi cu voi și în voi până la sfârșit. Înainte venea peste și se ridica, iar de la Rusalii a venit și a vrut să-și numească și și-a numit trupul nostru templu, casa Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Despre Simeon acesta am citit că ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel. I-aș pune câteva întrebări, pentru că înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt vii, chiar și cei morți, după cum este scris că este gata să judece vii și morții. Cum se judece pe cei morți dacă sunt morți? Înaintea lui Dumnezeu, sufletele lor continuă să trăiască și vor primi răsplata, binele sau răul, la urmă. Simeoane, cum de-ai reușit tu să duci o viață sfântă într-o lume plină de păcate, plină de provocări, plină de ocazii de a păcătui, plină de influențe negative, pline de lucrările firii și a lumii și a diavolului? Cum ai reușit să duci o viață sfântă? Și răspunsul se repetă la fiecare întrebare. În Ierusalim am citit că nu era vreun înger, nu era un heruvim, un serafim, nu era cineva venit de pe altă planetă, din alte slăvi, ca să fie sfânt. Ci în Ierusalim era un om. Ca să poți duce viața sfântă, în primul rând trebuie să fii om. Proverbul românesc spune că a fi domn e o întâmplare, a fi om e lucru mare. Unii au trăit pe timpul Caritasului, cei ce pricepe ce vă spun pe la Cluj, și unii spune, ăia s-au făcut oameni, că duceau cu saci banii cu mașinile particulare de la bancă până la centru acolo și unii povesteau că mai intrau pe acasă și erau prea plin saci că nu erau numărați banii.
și s-au ales cu multe. Alții au furat că au prins poziții bune. Alții au moștenit averi. Alții au muncit și au devenit bogași, spune. Dom'le, s-a făcut om. Omul adevărat este omul care trăiește sfințenia înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Simeone, cum te-ai reușit să fii sfânt? Sfânt înseamnă separat de rău, separat de lume, separat de păcat, pus deoparte, expre, pentru ceva special deosebit. Apoi, Simeon era cu frica lui Dumnezeu. Într-o lume așa cum o știți dumneavoastră, cine se mai teme de Dumnezeu? Câți frați, câți tineri, câți oameni mai au respect față de Dumnezeu? Câți în zilele noastre își mai respectă părinții? Câți mai respectă slujitorii bisericii? Câți mai țin cont de hotărârile luate? Câți le apreciază sau le acceptă? Câți spun, dacă păstorul a zis așa, împreună cu frații, așa rămâne? Nu că ei sunt dictatori, ci ei au luat o decizie ținând cont de multe probleme, de Dumnezeu, de Scriptură, de rânduială, de tot felul de date și de dovezi și trebuie să tragă o concluzie. Nu poate umbla pe la fiecare să explice de ce. Câți mai au respectul acela deosebit față de colegului, de vecinului, de fratele care predică, de cel care cântă? Uneori, nu ne place să fiți foarte atenți când predicăm, dar când predică altul, povestim între noi, mai punem întrebări. Eram odată undeva într-o biserică și doi păstori care conduceau, erau prieteni și tot predicam și cam jumătate predica mi-a tot povestit. Și nu știu cât de bine am făcut, dar da, rezultat, m-am întors un pic spre ei și le-am făcut un semn, măi, oameni buni, mă încurcați. Respectul înseamnă ceva sfânt. Simeone, cum te-ai reușit să ai tu respectul acesta? Teama aceasta, frica aceasta de Dumnezeu, care nu era o frică să nu-l trăznească sau să nu vie vreun vânt sau cine știe ce nenorocire așa dintr-o dată, ci se temea să nu-l superi pe Dumnezeu. Se temea să nu-l întristeze, se temea să nu-i calce cuvântul și să nu-i calce porunca. Avea un respect deosebit. Simeone, cum de-ai reușit? Și Simeon spune, eram un om. După ce Simeon ducea viața sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, el aștepta mângâierea lui Israel. Într-o perioadă în care Israel își merita soarta, dintr-un punct de vedere, când din cauza neascultării Dumnezeu îi dădea din când în când pe mâna vrăjmașilor și Simeon, ca unul care majoritatea mergea în jos, el urca în contra vântului și a curentului, putea să zică, Doamne, poporul acesta e răzvrătit, neascultător, necredincios ție, își merită soarta. Bine ai făcut că i-ai pus la punct și i-ai dat pe mâna vrăjmașilor. Poate că așa ar fi gândit unii. Dar Simeon, pentru că era un om special, pentru că ducea viața sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, el dorea binele poporului său. El aștepta și în așteptarea sfinților ei, sfinții în așteptare, ei se roagă, aștepta mângăierea lui Israel. Dacă vrei să faci primii trei pași în a-ți iubi vrăjmașii, trebuie să începi prima dată prin a-i nu-i mai vorbi de rău la nimeni. Degeaba insiști la cineva, mă iubește-ți vrăjmașul, nu pot. Și are dreptate. Dacă mergi la cineva și îi ceri o sumă mare de bani sau îi ceri un ajutor și nu are, băi, nu pot.
Degeaba insiști, mă, trebuie să vă iubiți, trebuie să vă iubiți. Păi, dar nu pot, n-am de unde. În momentul în care îți dorești mântuirea și te gândești să-și iubești vrăjmașul, primul pas, nu-l mai vorbi de rău la nimeni. Al doilea pas, roagă-te pentru el și zi, Doamne, dă-i minte dacă nu are, că dacă ar avea, s-ar purtea altfel. Amin. Dă-i înțelepciune dacă nu are, că dacă ar avea, s-ar purta altfel. Amin. Vorbește-i, că poate că nu pricepe și mintea întunecată. Roagă-te pentru el și dorește-i binele și mângâierea. Și Duhul Sfânt va începe să vină peste tine și peste el. Al treilea pas, dacă îl vezi în necaz și nevoie, ajută-l. Că dacă vei face așa, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Dacă e foame, de să mănânce. Aveam un om care într-o zi s-a purtat enorm de rău cu mine și chiar periculos devenea. Și am început să fac cei trei pași pe care îi poate face orice începător pe calea credinței. Și m-am tot rugat pentru el, Doamne, creează o posibilitate să pot să-l ajut. El lucrase în străinătate, a venit acasă și a prăpădit toți banii și mergea pe drum flămând, amărât, n-avea de lucru, era meseriaș bun, dar tot se topea. Și am oprit cu mașina, l-am salutat și am zis, măi, nu vrei să vii cu mine la lucru? Lucram la o biserică, s-a uitat la mine speriat, nu știa ce să creadă, ce să înțeleagă și de ce vin. L-am avut la lucru la biserică 2 ani. Niciodată nu i-am reproșat nimic pentru comportamentul extrem de urât și de rău. Și am rămas prieteni până în ziua de astăzi. Simeon dorea binele poporului său. Aștepta să-i mângâie Dumnezeu. Dacă ești un om și te consideri printre sfinți, printre cei ce se tem de Dumnezeu, printre cei ce slujesc lui Dumnezeu, caută binele poporului lui Dumnezeu. Caută binele bisericii, binele slujirii, binele care este unul singur, care e Dumnezeu. Și acum aș pune întrebarea lui Simeon. Simeone, văd că ești un om deosebit, special, dar aș vrea să știu ce fel de om ești. Că sunt tot felul de oameni și eu aș aminti câteva. Sunt oameni speciali, oameni deosebiți, oameni de nimic, sunt oameni ai oamenilor și sunt oameni ai lui Dumnezeu. Oamenii aceia de nimic, ăștia te vând și te cumpără. Aduceți-vă aminte, cei ce cunoașteți istoria, când cu via lui Nabot a vrut-o împăratul terenul să-și facă niște grădini acolo de zarzavaturi și a zis, cum să vând moștenirea tatălui meu? A părinților. Și pe când lucrurile au mers mai departe, citiți acasă sau poate că știți, se spune că a făcut niște scrisori, a pus 2 oameni din nimic în fruntea poporului să spună, omul acesta a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul și să moară. Și via o volnua. Oamenii de nimic te vând și te cumpără pentru bani. Pentru câștig, pentru avantaje, te vând. Simeone, ce om erai? Nu eram om de nimic, slăvit să fie Domnul. Apoi sunt oameni ai oamenilor. Deci am pe cineva la Viena, am pe cineva la București, am pe cineva la Bruxelles, am pe cineva la spital, am pe cineva, deci mă rezolvă. Știți cât te rezolvă? Până ai bănuții să-i pui pe masă. Când nu mai poți, deci îmi pare rău, nu te mai pot ajuta.
Oamenii oamenilor te ajută pentru câștig până poți să-i ajuți. Până au avantaje cu tine, când nu mai au, te aruncă, te abandonează. Simeone, tu ce om erai? Nu eram omul oamenilor, pentru că apostolul Pavel spune, dacă aș mai vorbi pe placul oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. A nu vorbi pe placul oamenilor nu înseamnă să-i întărâți la mânie și să faci tot împotriva lor, tot ce nu le place. Nu asta înseamnă. A vorbi pe placul oamenilor înseamnă să-i lași să facă ce vor ei, ce le place, ce au ei chef, ce li se potrivește și ce cred ei. Pe când nici noi, slujitorii, nu facem ce vrem noi, că de multe ori nu putem face nici ce trebuie, de cum ce vrem. Că noi suntem condiționați de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și de lucrarea rânduiala lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Simeone, ce om erai? De nimic, nu? Ai oamenilor, nu? Tu nu erai corupt, nu erai dus cu zăhărelul, nici cumpărat cu avantaje sau cu valori? Ce om erai? Și găsim scris în Cartea Împăraților despre Ilie, după ce ajunse la cea văduvă, după ce înviase copilul și după ce s-a întâmplat lucrările acelea, a zis femeia aceea, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta e adevărul. Și Simeon îmi spune, eu eram un om al lui Dumnezeu, de aceea duceam viața sfântă. Când este vorba de viața sfântă, nu spune că a devenit sfânt și s-a ascuns undeva într-o mănăstire. Ca să fie sfânt, se închide în casă. Ca să fie sfânt, se îmbrobădește, umblă așa, nu zice numai bună ziua, să rămână pace, pace, și nu stă de vorbă cu nimeni să nu-i vadă cineva ochii. Nu sfinți din ăștia, că sfinții din ăștia care trec peste toți și nu interesează de nimeni, ăștia sfinți răutăcioși, dar care se pot pocăi și pot să fie sfinți buni. Simeone, ce om erai tu, ce fel de sfânt erai? Era un sfânt din ăsta care nu era sfânt numai în biserică, numai la învon, numai când cântă și recită, numai când este văzut sau filmat. Ăsta era un sfânt care ducea viața sfântă cu el. Așa este scris. Simeon ducea o viață sfântă. Sfințenia primită în urma lucrării lui Dumnezeu din biserică, trei factori produc sfințirea. Sfințește prin cuvântul tău, spunea Domnul Iisus, apoi sfințirea lucrată de Duhul Sfânt și apoi Isaia striga, pocăiți-vă, spălați-vă, curățiți-vă. Sfințește credința în cuvânt, Duhul Sfânt și pocăința noastră. Produc sfințirea. Omul acesta, sfințirea care o primea de la Dumnezeu prin cuvânt și prin pocăință, o ducea cu el pe stradă. Și când îi ploaie și belți și mergi cu mașina și reușești să încetinezi să nu stropești pe cineva, celălalt sau de pe trotuar, zice, Doamne, ăsta e om cum se cade. Cu alte cuvinte, e un sfânt. Sfinții se văd și în trafic. Sfinții se văd și la locul de muncă. Sfinții se văd și pe stradă. Sfinții se văd și la școală. Ăștia duc sfințenia cu ei. Nu numai că în biserică, dacă faci poză, parcă sfinți de pe pereți. Și pe când ies pe ușa afară, povești și vești și așa mai departe. Nu-i vorba de dumneavoastră, că aici nu știu niciun exemplu. De alții vorba. Omul acesta, după ce a primit îndurarea, iertarea, mântuirea, harul sfințeniei, el ducea sfințenia cu el. De mergea acasă, soția îl vedea sfânt, a venit de la rugăciune, nu trântește ușa, nu împinge farfuria, nu se așează și dă comandă. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu ne învață, harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu băgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu dreptate, scumpătate și evlavie,
așteptând fericita noastră zi și venirea Marelui Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. A Lui să fie slava. După ce El avea calitățile, virtuțile acestea, am citit că peste El s-a coborât Duhul Sfânt. Cine a lucrat toate acestea? Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt. În lucrarea Duhului Sfânt începe de la chemare, te duce la naștere din nou, la pocăință, la sfințire, la botez în apă, la botez cu Duhul Sfânt, la roada Duhului și la darurile Duhului. Și pe astfel de oameni Dumnezeu îi numește, după cum îi cita David, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Și într-o zi se va împlini cele scrise în Apocalipsa și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea, noul Ierusalim. Și s-a auzit strigarea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Astfel de oameni are Dumnezeu, cu aceștia lucră Dumnezeu, pe aceștia îi răpește, pe aceștia îi duce în împărăție și cu aceștia se laudă înaintea Tatălui și aceștia, din aceștia, vor face parte mireasa lui Hristos. Doriți să fii oameni? Doamne ajută-ne! Dar nu orice fel de oameni, ci oameni ai lui Dumnezeu, slujitorii Dumnezeului Celui Viu, oameni peste care vine Duhul Sfânt cu plăcere, cu bucurie, după cum este scris că se deduce din cele scrise că la botezul în apă mărturisim noi despre Dumnezeu că ne place de El, că ni drag și încheie legământul. Iar la botezul cu Duhul Sfânt mărturisește Dumnezeu despre noi că îi place de noi și ne dă din Duhul Lui. După cum s-a auzit glasul, după ce a ieșit Iisus din apă și s-a auzit un glas care zicea, acesta-i Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Dacă ne place de Dumnezeu și ne dragă pocăința, și lui Dumnezeu îi place de noi, va veni la noi, va locui cu noi, va umbla împreună cu noi și va fi valabilă porunca. Și iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșit. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin.
precum în cer și pe pământ. Facă-se doar voia ta în viața noastră, Domn prea sfânt. Fiți gata să-l întâmpinați, fiți gata, trâmbița răsună, fiți gata, viața să vă dați, urmați calea, mergeți în lumină, fiți gata să spuneți tuturor Evanghelia, vestea cea bună, vestim moartea și vierea lui, câștigați oameni pentru părăție, fiți gata să-l întâmpinați, fiți gata întrâmbița răsună, fiți gata viața să vă dați, urmați calea, mergeți în lumină, fiți gata să spuneți tuturor Evanghelia, vestea cea bună, moartea și învierea lui, câștigați oameni pentru părăție. Dragi frați și surori, tinerii în seara aceasta v-au motivat. V-au motivat să fiți gata. Iar cei ce suntem gata, ne rămâne datoria să mergem și să vestim cuvântul lui Dumnezeu pentru cei ce încă nu sunt gata. Dragi tineri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper că în vara anului acesta fratele Mureșan și fratele Pop se vor bucura de prezența dumneavoastră și de ce nu, Târgu Jiu și Gorjul are nevoie de voi, într-un număr mult mai mare ca și până acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Voi pierduți sub sarcini grele, se numește melodia pe care doresc să o închin Domnului și vă invit și pe dumneavoastră împreună să cântăm și să-L cinstim pe Dumnezeu cu această cântare. Iar dacă în seara aceasta încă mai sunt suflete care îl caută pe Dumnezeu și nu l-au găsit, să-și deschide inima și să-L primească pe Iisus în inima lor. Amin. Sub sarcini grele, sub o sândă și păcat, la Iisus e mântuirea și pe mine m-a salvat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală or și ce păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală or și ce păcat. Îi dă tărie, face drum prin vijelii, toarnă râuri în pustie, schimbă noaptea-n zor de zi. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală or și ce păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală or și ce păcat. În ispit
te stă aproape, ajutorul să ni-l dea. Domnul poate să ne scape, brațul lui nu va cădea. Da, eu știu, sângele îi spală orice păcat. Da, eu știu, sângele îi spală orice păcat. Da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Glorie Domnului, pentru că Domnul Iisus și sângele lui Iisus Hristos spală orice păcat. Dragii mei, în scurte cuvinte, permiteți-mi să fac o scurtă mărturie. Anul trecut, în vară, am fost în concediu în România, acasă la părinții mei și, mergând spre casă, m-am întâlnit cu un consătean. L-am luat în mașină și, printre altele, am discutat cu el puțin, pentru că mama lui era o femeie a bisericii. Mama lui era o femeie credincioasă și era o soră nelipsită de la casa Domnului. Venea cu un jumătate de ceas înainte de începerea programului și stătea pe genunchi și se ruga. Era un har deosebit pentru biserică. Mă întreb, oare câți oameni mai sunt astăzi care să vină la casa Domnului cu o jumătate de oră mai repede și să se roage pentru programul bisericii, pentru frații care vestesc Evanghelia, pentru cel ce cântă. Sigur, Dumnezeu a avut, are și va avea oameni. Printre altele am discutat cu el puțin și îl văzusem la câteva programe în biserica noastră și am zis, domnule, am văzut că vizitezi biserica, nu te-ai hotărât încă să te împaci cu Dumnezeu? Mi-a răspuns așa sec și a spus, încă am câteva neconvingeri. Sigur, mama mea s-ar fi bucurat foarte mult să mă vadă în biserică pentru că ea a decedat. Anul acesta de sărbători am ajuns iar în România, în concediu de iarnă, pe data de 23, acest om s-a întors de la serviciu acasă. S-a simțit foarte rău. Copiii lui au chemat ambulanța, a fost dus de urgență la spital. Starea lui s-a agravat și a fost transferat la chirurgia, la spitalul chirurgical de la Baia Mare, pentru că este unul mai specialist decât îl avem noi la satul mare. Dar, din păcate, inima acestui om a cedat pe drum și a murit. Pe data de 24 a plecat. Acum, sigur, a rămas în urmă familia, copiii. Parte din copiii lui s-au împăcat cu Dumnezeu și îl slujesc pe Dumnezeu. Omul acesta a plecat neîmpăcat cu Dumnezeu. Dragii mei, Hristos Domnul nostru încă mai bate la ușa inimii dumneavoastră. S-ar putea printre dumneavoastră să fie una, două sau mai multe persoane care poate nu au convingerile depline. Dragii mei, s-ar putea în seara aceasta Hristos să bată ultima oară la ușa ta. Ce faci? Vei răspunde? Ziua de mâine nu este a ta. Domnul Iisus să cerceteze în seara aceasta orice suflet care încă nu s-a împăcat cu Dumnezeu. Și în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, să fie atins de cuvântul lui Dumnezeu și să meargă acasă cu noi hotărâri, iar la următorul botez, frații, să se bucure și cerul se va bucura de încă un rod, de încă un om care va câștiga împărăția lui Dumnezeu. Domnul bate la ușa ta. Este următoarea cântare pe care haideți să o închinăm Domnului. Domnul bate la ușa inimii tale. Deschide-ți inima ta. Nu ezita. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Amin. Bate la ușa ta, tu
Tu să-i deschizi, tu să-i deschizi, azi primește-l, nu-l refuza, El îți vrea salvarea ta. Iată azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia. Mâine se poate, va fi târziu, lasă lumea și vin. Iată azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia. Mâine se poate, va fi târziu, lasă lumea și vin. El așteaptă nerăbdător să vii la El, să vii la El. Nu mai sta nepăsător, El îți e mângâietor. Iată azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia. Mâine se poate, va fi târziu, lasă lumea și vin. Iată azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia. Mâine se poate, va fi târziu, lasă lumea și vin. Îți va da Domnul Iisus, Domnul Iisus. Și la El tu veci vei avea viață veșnică. Iată azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia. Mâine se poate, va fi târziu, lasă lumea și vin. Iată azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia. Mâine se poate, va fi târziu, lasă lumea și vin. Iată azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia. Mâine se poate, va fi târziu, lasă lumea și vin. Amin. Thank you.
Slăvit să fie Domnul! Mă bucur în după masa aceasta să mă găsesc la dumneavoastră. Deși cred că am mai fost de vreo două ori, dar era o altă clădire mai mică, cam jumătate, poate nici atâta. Atunci am vorbit din Proverbe, capitolul 17. În seara aceasta aș vrea să vorbesc câteva gânduri, timpul s-a dus foarte tare și nu ne place să întârziem la adunare. La MEC ne place să mai stăm un pic, să mai povestim un pic, să mai stăm la o vorbă, dar la adunare se răcește pizza, nu? Ei, am vrea să ne oprim în dreptul cuvântului lui Dumnezeu. Amin, aleluia. Și am văzut aici copii care au adus înaintea Domnului darul lor. Știți că cântarea unui copil, cântată din toată inima, face cât un vițel cu coarne și copite. Aici nu știu copiii cam cât costă un vițel cu coarne și copite. În euro costă mult aici, dar în România costă mai puțin. Dar face o valoare. Dar ea că e cântată din toată inima, lăudați să fie Domnul. Au cântat spre slava Domnului și dorim Dumnezeu să fie binecuvântat pentru toate. Aș vrea să vorbesc câteva gânduri despre familie în criză și să vedem ce facem ca să ieșim din criză. Am găsit scris în Sfânta Scriptură o familie care era într-o criză grea. Dar știți ce ne-a scos din criză? Vom vedea din cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 4, despre o mamă care avea doi copii. Și spune cuvântul Domnului că a rămas într-o criză financiară. A rămas văduvă și a rămas într-o criză financiară și cu copiii gata să-i fie luați. Nu numai că luați, duși ca robi. Și spune cuvântul Domnului că femeia aceasta a făcut ceva. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul și că el și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă rob. Elisei i-a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Femeia aceasta avea ceva acasă. Un vas cu un de lemn. Și vei zice: măi, dar la ce ne-ar putea folosi doar o sticlă cu puțin un de lemn? Atunci se păstrau în vase de lut. Și spune cuvântul Domnului că omul lui Dumnezeu i-a dat un sfat călăuzit de Duhul Domnului. Știți ce a făcut femeia? A alergat unde a trebuit să alerge. Și în perioada aceasta de criză, spune cuvântul Domnului că omul lui Dumnezeu i-a dat un sfat și a zis: du-te acasă, adună vase. Și apoi, după ce a adunat multe vase de la vecinii tăi, umple vasele cu un de lemn, toarnă din un de lemnul pe care îl ai. Cheamă copiii tăi lângă tine și toarnă din un de lemn. Și spune cuvântul Domnului, versetul 5, atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după ce copiii ei îi apropiau vaselea și ea turna din un de lemn în el. Când a umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus din nou la omul lui Dumnezeu lucrul acesta și a spus lucrul acesta. Și el i-a zis: du-te, devinde un de lemn, plătește datoria și ia cu ce vei rămâne.
și vei trăi tu și fiii tăi. Plătește datoria și ce rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Lăudați să fie numele Domnului. Știți ce a făcut pe această femeie să fie izbăvită din criza în care era? Și de ce a trebuit să închidă pe fiii ei lângă ea, să-i aducă aproape? De multe ori părinții, când vor să facă ceva, nu vor să știe copiii toate lucrurile, dar de data aceasta omului Dumnezeu îi spune: cheamă copiii tăi lângă tine, cheamă-i în odăiță cu tine, cheamă-i acolo, nu-i lăsa la desenii, cheamă-le acolo, cheamă-le acolo, nu lăsa pe altceva, cheamă-l să vadă minunea lui Dumnezeu, fă-l părtaș la izbăvirea pe care ți-o dă Domnul. Vă să vadă minunile pe care Dumnezeu le face în casa ta ca să te izbăvească din criza din care ești. Facem lucrul acesta. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și spune cuvântul Domnului: i-a ascultat, a vândut tot ce a avut și apoi Dumnezeu i-a dat izbăvire. Am găsit altă situație, într-o altă criză. Și îmi pun întrebarea omului Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îi întreabă la un moment dat: ce aveți? Suntem aici flămânzi, dar n-avem pâine, dați-le voi să mănânce, a spus Domnul. Dar n-avem, Doamne, decât 5 pâini și 2 pești. Aici un copilaș are ceva, are 5 pâini și 2 pești, pe care mama lui i-a pus în straiță și le-a adus înaintea Domnului. Aș vrea să vă spun, ce punem la copiii în traista lor? Ce le povestim copiilor noștri? Și spune cuvântul Domnului că Domnul a făcut minunea cu acele 5 pâini și 2 pești. Pentru că o mamă s-a gândit ca fiul ei să aibă ceva acolo, în casa noastră. Îl rog pe Dumnezeu să ne dea această înțelepciune, ca să știm ce punem în traita copiilor noștri. Familia și o mulțime de oameni a fost salvată pentru că o mamă a pus ceva acolo în traită și a venit cu ea la Iisus. A învățat copiii să dea din ce au. A învățat copiii să aducă și ei ceva la Iisus. Lăudat să fie Domnul. Domnul să le dea această îndelemnicire. Am găsit scris despre o altă situație, despre o fetiță. O fetiță a făcut o evangelizare în locul unde ea a fost dusă ca roabă. Știți de ce? Părinții ei a pus ceva în ea. Părinții ei i-a povestit despre minunile și despre Dumnezeul lui Israel. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze ca părinți. Amin. Să povestim despre minunile și Dumnezeul nostru. Aleluia. Să povestim despre minunile pe care le-am experimentat noi. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți ce a făcut fetița aceasta? Era roabă, spune tot în cartea 2 Împărați, capitolul 5. Am găsit aici despre Naaman sirianul. Acesta era o căpetenie, un general de armată. Omul acesta era războinic, dar s-a întâmplat că era repros. Și fetița, când a văzut lucrul acela, a zis: știu ceva, știu o soluție de vindecare pentru stăpânul meu. Știu ceva, o fetiță mică a putut să salveze un suflet de la moarte. Și femeia aceasta și fetița aceasta spune că i-a zis stăpâne ei, i-a zis: dacă omul acesta s-ar duce la omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-ar vindeca. Omul lui Dumnezeu l-ar vindeca, pentru că Dumnezeul nostru vindecă leproși. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Și spune cuvântul Domnului despre această situație, că Dumnezeu a binecuvântat, s-a dus la împărat cu scrisoare. Împăratul și-a sfâșiat hainele. Și după ce a făcut lucrul acesta, spune mai departe cuvântul Domnului, că omul lui Dumnezeu a zis: pentru ce ai făcut, împărate, lucrul acesta?
trimite-l la mine. Și când l-a trimis la el, s-a dus Naaman și a zis, preci să-mi faci o primire pe cinste. Vine și pune mâina pe rănile mele. Dar omul lui Dumnezeu îi spune o vorbă. Du-te, scaldă-te în Iordan de 7 ori și vei fi curățit de lepra ta. Spune cuvântul Domnului că omul acesta s-a umplut de mânie. Omul acesta s-a umplut de mânie. Nu este Abana și Parpar ape mai curate decât Iordanul? De trebuie să mă bag în apa aceasta nămoloasă? În urmă cu 2 ani, prin harul Domnului, am vizitat și Iordanul. Nu-i mare, nu-i lat, e nămălos, e urât, așa la culoare. Dar oameni veneau și se botezau în râul acela, spuneau, aici s-a botezat Iisus. Nu știu câți au fost născuți din nou. Eu doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți ce a făcut omul acesta? Nu mă duc. Dar a fost acolo cine a insistat. Niște slujitori și-a zis, stăpâne, stăpâne, în situația de față, dacă omul lui Dumnezeu ți-ar fi cerut în lucruri grele, nu le-ai fi făcut? Dacă ți-a cerut un lucru ușor, de ce nu-l faci? Fă și vei fi curățit de lepra ta. Și spune cuvântul Domnului că omul lui Dumnezeu, omul acesta, Naaman, s-a scăldat de 7 ori. Apoi spune, s-a coborât și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, iată cunosc acum, a spus el, iată cunosc acum că nu este al Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Lăudat să fie numele Domnului. O fetiță poate să facă evangelizare. Le spunem noi despre minunile lui Dumnezeu. Ce punem în copiii noștri? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cuvântul Domnului spunea în cartea de Deuteronom. Când veți trece prin Marea Roșie, au zis Domnul, să luați de acolo 12 pietri mari și să le treceți. Să le treceți dincolo și când copiii voștri vor întreba ce cu pietrele acestea, să le spuneți, Domnul Dumnezeul nostru ne-a scos din țara Egiptului. Și știți ce a făcut? Ne-a trecut prin Marea Roșie și aceste pietre despre fundul mării. Dar când vor întreba de ce să sacrifică mielul, Dumnezeu a făcut pentru noi izbăvire. Și părinții aveau datoria să spună lucrurile acestea. Dumnezeu să aibă milă de noi. Avem copii și datoria noastră trebuie să ne-o facem, dar de multe ori paiele sunt prea răspirate pe ogoare. Sunt prea multe și de multe ori nu ne ajunge timpul să adunăm ca să facem cărămizi, căci faraon ne cere numărul de cărămizi. Și uităm să spunem minunea lui Dumnezeu, să spunem izbăvirile lui Dumnezeu, să spunem lucrările lui Dumnezeu, să spunem că Dumnezeul nostru a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru noi, să ne izbăvească din țara Egiptului, din păcat. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească și să ne umplă de puterea Duhului Sfânt. O fetiță care aduce o veste bună în casa împărătească. N-ați vrea copiii dumneavoastră să ducă vestea bună în casele împărătești? La școală, copiii noștri să fie cei care prin purtarea lor să zică, ce-i cu voi? Din ce neam sunteți? Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi am găsit numai o fetiță, ci băieți care au făcut mari isprăvi cu Dumnezeu. Tineri, copii care au fost duși și puși înaintea Domnului și au fost închinați înaintea Domnului în cartea Samuel, că sunt despre tinerul Samuel. Că Samuel a fost dus și închinat Domnului de mic, dar mama lui, spune cuvântul Domnului, că în fiecare an îi ducea un veșmânt, îi ducea o haină acolo, în fiecare an. Și se ruga pentru el.
Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Și tânărul Samuel creștea în casa Domnului și înaintea Domnului. Și totuși nu cunoștea glasul Domnului. Se poate să crești în casa Domnului și tot să nu cunoști glasul Domnului? Se poate să cânți și să n-ai experiență cu Dumnezeu? Se poate. Se poate să faci o slujbă și să nu-L cunoști pe Domnul? Se poate. Să nu cunoști glasul Lui? Este un cuvânt al Sfintelor Scripturii în Cartea Psalmilor, unde spune: ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și spune că Domnul l-a chemat pe nume pe Samuel. Și Samuel a alergat la el și a zis: aici, de ce m-ai chemat? Iată-mă! L-a chemat a doua oară și a zis: du-te în pace, nu te-am chemat. Și când a venit a treia, a zis: dacă te mai cheamă vreodată, spune: vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Lăudat să fie numele Domnului. Și omul și copilul acela, Samuel, a stat înaintea Domnului și a zis: vorbește-mi, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și Dumnezeu i-a făcut lucruri mari descoperite. Lăudat să fie numele Domnului. Doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze biserica. Să ne binecuvânteze copiii, băieții, fetele, să-L cunoască pe Domnul. Amin. Să răspândească cuvântul lui Dumnezeu, să răspândească Evanghelia în jurul lor. Amin. Prin trăirea lor. Și dacă este vorba, să spună și prin cuvinte. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi la lucrul acesta. Apoi găsim un caz unde omul lui Dumnezeu aduce binecuvântarea, pentru că oamenii au venit la omul lui Dumnezeu și a zis: am adus niște spice. Am adus într-o perioadă de criză, am adus niște spice și 20 de pâini de orz. Și acolo Elisei avea mulți oameni și fii ai prorocilor care erau cu ei și erau flămânzi. Și au zis: dar ce-s acestea la mulțimea aceasta? Și omul lui Dumnezeu îi spune: auzi, așa vorbește Domnul. Slujitorul său a răspuns: cum pot să dau din ele la 100 de inși? Dar Elisei i-a zis: dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămâne. Atunci le-a pus mâine, le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai rămas după cuvântul Domnului. Știți ce am înțeles din toate acestea? Că ascultarea pe toți aceștia i-au dus la ieșirea din criză. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Poate în seara aceasta ne găsim într-o perioadă de criză sau te găsești într-o perioadă de criză și nu știi să găsești izbăvire. Aș vrea să spun, Dumnezeul nostru și astăzi face minuni. Și astăzi înmulțește pâinile. Și astăzi binecuvintează. Lăudat să fie numele Domnului. Spuneam copiilor cum Dumnezeu ne-a binecuvântat de multe ori. La noi în biserică au venit de multe ori mulți frați misionari și după ce s-a terminat evangelizarea, frații unii au lăsat acolo în curte, stăteam să închid biserica și am zis: nu v-au chemat nimeni, nu, haideți la noi. Dumnezeul nostru și astăzi lucrează. Dumnezeu și astăzi binecuvintează mâncarea pe care o dai. Spunea omul lui Dumnezeu, psalmistul David, să te asculte Domnul în ziua necazului, să-ți aducă aminte de toate arderile tale de tot, de darurile tale de mâncare. Eu nu știu dacă s-au dat daruri de mâncare. Ca să-și aducă Domnul aminte, trebuie să le dai. Și într-o seară m-am trezit cu două mașini de frați. I-am dus acasă, soția s-a uitat mai lung la mine și am zis: soție, uită-te la mine, eu voi scoate din oală și tu vei duce farfurile. Eram pregătit doar pentru familie. Și acolo au venit încă două mașini, încă 10. Tot am scos din oală, am pus în farfurii și s-a dus cu ele la toți frații. A pus și la familie, tot atunci. Și pe când s-a terminat masa,
Păi când am mâncat tot, ne-am săturat. Nu s-a terminat. Aleluia. Și am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Și brațul lui Dumnezeu la lucru. Dumnezeul nostru și astăzi lucrează. Dumnezeul nostru și astăzi vindecă. Dumnezeul nostru și astăzi înmulțește unde lemnul. Și astăzi înmulțește. Dar trebuie să rămânem în ascultare de Domnul. Amin. Se va cânta cântarea minunată, mireasa și va cânta imnul dorit și se va începe. Cei ce în lupte și în prigoa ne-au biruit. Eroi să vei, vin acum acasă. Au biruit în marele necaz și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge de pe obraz. Eroi să vei, vin acum acasă. Au biruit în marele necaz și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe ce neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice noror. O mare gloată pentru împărăție, Iisus va strânge al suferinței rod. Eroi Slăviți să fie Domnul!
Dacă ați fost atenți la predică, și sigur că ați fost, nu ne rămâne decât un singur lucru, să mergem mâine acasă și să împlinim ceea ce fratele a predicat. Și asta putem, știți cum? Prin purtarea noastră, prin vorbirea noastră, prin trăirea noastră. Următoarea cântare pe care doresc să închin Domnului spune: să arde sete tot n-aș bea din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, tot n-ating mâncăruri otrăvite, spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Haideți împreună celor din jurul nostru să dovedim că noi suntem copii ai lui Dumnezeu, iar faptele noastre vor vorbi mai mult decât am putea noi să evangelizăm cu gura. Amin? N-aș bea din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, tot n-ating mâncăruri otrăvite, spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Mai bine plâng acum în ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Să mor de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate, pe unde slugile pândesc iubiri îndurerate. Să pierd în drumuri, n-aș intra în casa blestemată, care ar zdrobi și-ar întina ființa mea curată. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Să arde sete, tot n-aș bea din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul mi-ntinde, să zac în șanț, să mor sărac, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât să plâng o să rămas să plâng o veșnicie. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul Iisus. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cu dumneavoastră împreună în seara aceasta. Eu nu prea am voce, i-am lăsat pe frații mei să vorbească. Dar cu vocea care o am, aș vrea să vă spun că Domnul mi-a pus pe inimă să vă salut. Domnul mi-a pus pe inimă să vă binecuvintez în numele Lui. Și pentru că este o seară de tineret, aș vrea să am câteva gânduri scurte pentru tineri. Sunt bucuros să văd că slujesc tineri în biserica dumneavoastră. Sunt bucuros să aud fanfara. Eu am cântat în fanfară 20 de ani și după aia Domnul m-a chemat la Evanghelie și mă rog din toată inima Domnul să vă binecuvinteze și să slujiți lui Dumnezeu prin cântare.
Este o problemă pentru tineri. Fratele Valer a citit despre un bătrân în seara asta. Fratele Gavril a mai vorbit și de ceva tineri care au slujit înaintea lui Dumnezeu. Dar să știți că uneori suntem confuși când e vorba de slujire. Noi spunem așa, este o seară specială pentru tineri. Și dacă am citit de bătrânul Simeon, trebuia citit ceva, s-a spus ceva specific tinerilor, nu? Frații mei, să știți că putem fi tineri în orice moment al vieții. Eu mă simt tânăr pentru că cred că sunt un bunic tânăr. Am o nepoțică de 8 luni și am o etapă nouă în viața mea, nu? Și n-am așa mulți ani, dar sunt bunic. Și atunci sunt bunic tânăr. Tinerețea ține de spirit. Poate suntem tineri spiritual, nu? Ne-am întors la Domnul, am copilărit spiritual, acum suntem tineri. E o seară pentru tineret. Aș vrea să vă spun, nu vă gândiți că pentru tineri pocăința ar fi altfel și pentru bătrâni altfel și pentru copii altfel. Să nu vă gândiți că Dumnezeu lucrează cu copii într-un fel și cu tineri altfel și cu bătrâni altfel. Dumnezeu lucrează cu toți prin Duhul Sfânt. Amin. Știți că s-a spus despre Samson că se va naște și el va fi cum? Plin de Duhul lui Dumnezeu. Despre Ioan Botezătorul a spus că se va naște și el va fi plin de Duhul Sfânt de când? Din pântecele Maicii lui. Noi suntem uneori cu o confuzie în cap și spunem așa, încă e copil, spunea fratele Tripon aici. Încă e prea tânăr. Frații mei, Dumnezeu ne are în vedere încă dinainte de a se întocmi lumea, slăvit să fie în numele Lui. Așa că mă rog pentru tineri în seara asta, confuzia asta să fie dată la o parte. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu e pentru noi. Și copil ești tot om, și tânăr ești tot om, și bătrân ești tot un om. Suntem oameni înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne folosește ca oameni, slăvit să fie în numele Lui. Și dacă suntem oameni, atunci trebuie să ne clarificăm în cap sau în viață voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Avem nevoie de o clarificare, de o certitudine. Și certitudinea, să știți, vine atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune în 1 Samuel, capitolul 3, că tânărul Samuel sluja înaintea lui Eli. Știți când avem confuziile cel mai mari ca tineri? Atunci când nu slujim unde trebuie. Nu suntem pe poziția care trebuie. Slujirea trebuie făcută înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor lui Dumnezeu. Sunt atâtea probleme astăzi pentru că tinerii spun, și eu am trecut prin faza asta și vă spun din experiență. La noi în biserică, împreună cu un alt tânăr, care îl cunoașteți foarte bine, dar nu-i dau numele, s-a ridicat și a spus, fraților, noi vrem să slujim Domnului, dar fără bătrân, numai noi. Ăștia să nu se amestece. Noi avem cunoștința noastră, noi avem nevoile noastre, noi avem gândurile noastre și bătrânii nu s-au amestecat. Dar nu ne-a îngăduit Dumnezeu să mergem prea departe. Că vreo 3-4 săptămâni am falimentat în slujirea noastră. Și atunci ne-am gândit, mă, ceva am făcut rău. Oare ce am făcut? Păi am vrut să slujim de la altă parte. Nu înaintea oamenilor lui Dumnezeu cu experiență. Și a fost o mare greșeală. Tânărul Samuel sluja înaintea lui Eli. Și atunci am zis, e problemă? Hai să vedem unde am greșit. Și fiecare dată când ieșeam în misiune și de fiecare dată când slujam, aveam cu noi un frate bătrân care să ne dea învățătură, să ne dea sfat, pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze cu voi, tinerii, cu noi, dar să știți înaintea lui El. Clarificați-vă statutul de slujitori și știți cine clarifică? Eli. Uitați-vă confuzia lui Samuel. Aude o voce, Samuele, Samuele! Și el se duce la el. Nu știa că Dumnezeu îl cheamă. Doamne ajută-ne!
Atunci când avem probleme, avem impresia că ne-a vorbit Dumnezeu sau chiar ne-a vorbit Dumnezeu. Să nu ne simțim sau să nu ne credem singuri înțelepți, tineri dragi, să nu vă credeți singuri înțelepți. Mergeți la cei care au slujit lui Dumnezeu înainte. Vorbiți cu ei și veți primi sfaturi bune. Doamne, ajută-ne! Apoi, după ce ne-am clarificat situația aceasta, e foarte important și nu mai suntem confuzi, să avem o slujire plină de frică. Și eu numesc asta cumpătate. În slujire trebuie să fii cumpătat. Știți ce înseamnă așa? Dacă citiți acolo despre Samuel, veți vedea că Dumnezeu i-a vorbit, i-a descoperit tot planul. Dimineața a deschis ușile templului și i-a fost frică să-i spună lui Eli. A zis, Eli preot, e un om bătrân, e un om experimentat. Nu mă duc eu să-i spun așa, chiar dacă mi-a vorbit Dumnezeu. E cumpătare. Îi stă bine unui tânăr să fie cumpătat. Să nu fie prea îndrăzneț. Eu spun că să fie îndrăzneț e bine. Să nu fie tupeist. Foarte mulți tineri astăzi sunt tupeiști. Păi mi-a arătat Domnul, eu am studiat, eu am citit, eu știu ce-ai cu bătrânii ăștia, ce-ai cu oamenii ăștia. Ăștia au trecut, le-a trecut vremea. Nu ne socotiți lucrul ăsta, fiți cumpătați. Pentru că oamenii au experiență, oamenii lui Dumnezeu au experiență. Chiar dacă Dumnezeu ne-a vorbit, chiar dacă Dumnezeu ne-a dat o călăuzire, e foarte important să mergem la oamenii care au fost înainte de noi, oamenii lui Dumnezeu. La cei care Dumnezeu le-a vorbit înainte să ne vorbească nouă și să vorbim cu ei. Vă dau exemplu pe Apostolul Pavel, un tânăr slujitor. Biblia spune că, și Pavel ne spune, că a primit Evanghelia de la Domnul după ce a fost răpit la cer. Și știți ce a făcut? A mers la cei ce au fost apostoli înainte de el să le arate descoperirea pe care el a avut-o. Și nu a avut acolo tupeu, ci s-a dus la ei. Și a spus, uite, am primit o descoperire. Voi ce ziceți de descoperirea asta? Și oamenii lui Dumnezeu i-au zis, descoperirea e de la Domnul. Acum îți dă mână liberă de însoțire. Du-te și fă după cum ai avut descoperirea. Ce mare bucurie este atunci când cei care sunt înainte de noi spun, ai avut o descoperire, e de la Domnul. Noi te ajutăm, noi stăm în spatele tău. Tu fă cum ai avut descoperirea. Să știți că niciun frate și niciun om al lui Dumnezeu nu vrea să pună piedici celor mai tineri care au descoperiri. Problema este că adeseori intervine tupeul. Doamne Dumnezeule, ajută-ne să fim cumpătați. Și dacă vom fi cumpătați în slujirea noastră, Dumnezeu va fi Cel care ne va binecuvânta. Și în ultimul rând, aș vrea să vă spun, Samuel, care era un tânăr slujitor înaintea lui Dumnezeu, a dus o viață de curăție. Citim în capitolul 12, când Samuel se justifică în fața poporului Israel, ei și-au ales un împărat, el a zis, am slujit lui Dumnezeu, de când? De când m-a chemat Dumnezeu? Eram un copil și până ziua de astăzi, cu o inimă curată, cu o inimă curată, cu o inimă transparentă, să spun așa. Fiți transparenți tinerilor, fraților, bătrânilor, fiți curați la inimă. Spuneți ceea ce aveți în inimă, dați afară. Nu alcătuiți planuri mărșave. Nu faceți altfel de cum arătați pe din afară, ci fiți curați. Domnul Iisus Hristos a spus un principiu. Curățiți vasul înăuntru mai întâi și ce se întâmplă în afară? Devine curat. Ăsta este un principiu. Afară putem spăla vasele. Dacă înăuntru e murdar, e o mare problemă. Inima noastră trebuie să fie curată. Și vei fi scăpat de confuzie. Vei avea o slujire binecuvântată înaintea lui Dumnezeu. Vei avea o slujire însoțită de voia lui Dumnezeu și binecuvântată de dragostea fraților. Domnul să binecuvinteze toți tinerii astăzi. Domnul să binecuvinteze toți frații din adunare. Și să ne ajute Dumnezeu să-i slujim după voia Lui. Amin. Amin.